deși învățământul public este gratuit, studiile arată că în jur de 3.500 lei costă un an școlar pe fiecare familie, de fiecare copil. Practic, acei copii care provin din familii care nu au posibilități materiale suficiente pentru a le asigura manuale alternative, uniformă, transport înspre și dinspre școală, meditații, fondul clasei, fondul școlii, și care nu au nici părinți care să fi fost beneficiarii sistemului de învățământ să-i ajute la teme, practic acești copii nu au multe șanse de a duce la bun sfârșit studiile. Totodată, în acest mediu există multe situații, există o predilecție de a folosi copiii de timpuriu la întrebuințele din gospodării sau la a câștiga traiul. De aceea, foarte mulți, și dacă e să spunem cifre undeva la 30-35.000 de copii anual, se lasă de școală. Proiectul Faci Carte, Ai Parte ar trebui să motiveze copiii să meargă la școală cu frecvență 100%. Practic, toți copiii care au fost cu noi sâmbătă ar trebui să fie ambasadorii noștri în interiorul școlilor din care provin, școala 2 și școala 8, pentru a promova din partea noastră frecvența 100% a tuturor elevilor. Țin să le mulțumesc mușatinilor cu această ocazie. Sunt niște tineri formidabili de la care învăț zi de zi câte ceva. Ne-au ajutat în gestionarea acțiunii. Acțiune care sperăm să se multiplice, să avem măcar lunar o astfel de ieșire. Hei, și acum cu ambele picioare și mergem spre dreapta. Pe un drum ce duce la Viena, o fetiță călărea un car. Hei, câte doi? În primul rând, ne bucurăm că școala 2 a fost inclusă în acest proiect. Proiect care a venit din inimă, din partea unor oameni dedicați, care s-au gândit să sprijine progresul școlar. Când spun progres școlar, mă refer la cei copii care, într-adevăr, iubesc școala. Așa cum ne-am și gândit activitatea, lucrurile s-au desfășurat foarte, foarte frumos. Am reușit sâmbătă să facem o activitate pe care ne-o dorim să o continuăm de acum mai departe. Dacă ei își fac treaba ca ambasadori, ar trebui să avem o următoare ediție cât de curând, adică alți copii care în intervalul ăsta de timp vor avea frecvență 100%. Pe 11 octombrie am demarat ideea, o secundă mai târziu s-au aliniat și cu noi și cei de la Asociația Mușatinii prin profesorul Ovidiu Albert. Ochelarii dăm de pe acum? Nu, îi dăm intrare. Am fost martor unei experiențe extraordinare în acest weekend, alături de copii de la școala, a fost la școala numărul 2 și la școala 8, unde noi avem un centru de zi. Împreună cu aceștia am organizat o excursie la Bacău, unde am vizionat un film și am luat masa împreună, am fost împreună timp de o zi. A fost o experiență profundă pentru noi, pentru că am văzut acești copii care de obicei sunt marginalizați de către ceilalți. Acum au înflorit prin contactul cu voluntarii și cu adulții prezenți în această excursie. De cine ți-a plăcut la film? De Olaf? Nu. Alex, nu? Da. De ce? Profesor, pentru că nu contează dacă ești sau nu prinț, contează dacă te comporți ca un prinț.